loco? Cum ați spus? Loco sau în provincie? Ah, la Târgoviște. La strada. Strada Rămurele. N-am înțeles. Rămurele. Nu, vă rog, repetați. Știți că în poezie, somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună, noapte bună. Strada Păsărele, numărul? Nu, Duduie, Rămurele. Murele. Numărul? Numărul 25. Codul? Nu știu. N-am înțeles. Nu știu. Vreți să faceți economie de cuvinte? Dar de unde? Nu. Numele? Edit. Cum ați spus? Edit. Ca Piaf. Ce, nu vă place numele? Eu ador. Spuneți, vă rog, pe litere. E de la Europa, D de la Dâmbovița, I de la India și T de la Timiș. Timișul de jos sau Timișul de sus? Indiferent. Atunci Edith de la Timișul de jos. Nu, Edith de la Târgoviște. Tot una e. Cum o să fie tot una? Eu iubesc pe Edith de la Târgoviște. Bine, atunci cu T de la Târgoviște. Exact. Și mai cum? Ce mai cum? Edith și mai cum. Ah, Edith Popescu, cu P de la Popescu. Edith Popescu. Dictați textul. Da. Draga mea, dragă. Draga mea și dragă. N-ar fi mai bine, dragele mele? Nu, în niciun caz. Scrieți cum vă spun eu. Draga mea, dragă. Mă rog, cum doriți. Draga mea, dragă. Draga mea, dragă, de două ori. Nu, o singură dată. Mai departe. Ascult marea, te iubesc. Ascult marea, te iubesc. Să știți că mai așteaptă și alți abonați. Da. Orașul e pustiu de când tu ai plecat, dar statuia așteaptă în același loc. Orașul e pustiu de când tu ai plecat. Stați un moment. Așa, de când tu ai plecat. Dar cine așteaptă? Statuia. Aha, aștept ca o statuie. Nu eu, statuia așteaptă. Păi dacă nu așteptați dumneavoastră, atunci de ce mai scrieți? Asta mă privește personal. Mă rog, treaba noastră. E o metaforă. Statuia așteaptă ca o metaforă. Nu, e o metaforă, v-am spus dumneavoastră. Nu trebuie să scrieți în telegramă. Mie nu trebuie să spuneți nimic, spuneți-i lui Edith. Păi asta și fac. Da. Scrieți. Da. Dar statuia așteaptă în același loc. Înțeleg, ca o statuie în același loc. Mai departe. Ovidiu mă privește. Ovidiu și mai cum. Publius Naso. Spuneți pe litere. P de la papanaș, U de la uf, B de la borcan. De la curcan? Borcan. Ah, borcan. L de la, nu știu de unde e L. L e de la Lollobrigida. Așa, foarte bine. I de la... Da, am înțeles. Publius Nas. Naso. Ah, Naso. E corect? Corect. Mă privește. Păi stați puțin, dacă vă privește, eu cum scriu mai departe? Scriți așa, Ovidius Publius Naso mă privește. Mește. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. De trei ori te iubesc? Da. Dar să știți, este 50 de bani cuvântul. Știu. Și tarif redus este numai până la 11 cuvinte. Știu și asta. Și vă rog să mai scrieți încă de două ori te iubesc. Mai bine trimiteți-i o cutie cu bomboane. Telefonista 13. Fac reclamație dacă nu mai pui încă doi te iubesc. Esc, besc. Emilian. Asta este semnătura? Da. Da. Să vă recitesc textul. Draga mea, dragă, o singură dată. Ascult, marea, te iubesc, orașul e pustiu de când tu ai plecat, dar statuia așteaptă ca o statuie. Ovidiu Publius Naso mă privește în același loc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, plus de două ori te iubesc. Emilian. Mulțumesc. Face 23 de lei și 50 de bani. Dar să știți, tot mai metaforă era o cutie cu bomboane.